Hello și bine ați venit la primul meu episod de Vlogmas. Astăzi este 30 noiembrie și m-am aranjat un pic, am îmbrăcat fata, soțul s-a îmbrăcat și el și mergem în căutare de brad și de globulețe și aranjamente de Crăciun. Și așa că am zis că este un moment bun să filmez acest prim episod de Vlogmas. Sper să mă țin de treabă, sper să vă placă Vlogmasul care o să fie. Cum am mai spus și în videoclipul anterior, o să filmez și o să postez doar în zilele când sunt liberă. Sper să vă placă, sper să vă încânte și dacă vreți să vedeți ce brad și ce aranjamente am cumpărat noi pentru Crăciun, rămâneți aproape. Noi suntem în mașină. Îl așteptăm pe tati să umfle roata pentru că este puțin desumflată. Și este sipitica aici. Ce mi-am ieșit tu? Bună și bine ați venit la primul nostru episod de Vlogmas. I guess I really don't know what Christmas is all about. Christmas is all about. Well, I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Been said many times, many ways. Merry Christmas to you. Chestnuts roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Am ajuns și noi la cumpărături. Soțul este sus cu Catalea, o adoarme. Vreau să vă arăt ce decorațiuni am cumpărat noi. Sinceră să fiu, la rafturile de decorațiuni cam bătea vântul, adică nu erau cine știe ce decorațiuni, foarte puține, și ce era super urât, adică abia am găsit ceva. O să mai merg și o să mă mai uit. Probabil că, na, nu știu, am fost și târziori. Când am fost noi era ora 2. Am cumpărat și brad și câteva decorațiuni pentru Crăciun. Deci eu zic să nu mă mai lungesc cu vorba și să vă arăt ce am cumpărat. Din B&M am cumpărat acești fluturași. Din nou se vede în light-ul pentru că este cam noaptea afară, este 4:30 și n-am avut cum să filmez la lumină naturală, așa că am pus ring light-ul. Sunt 10 și au costat 2 lire. Am mai cumpărat și aceste spirale. Am uitat să vă zic, majoritatea decorațiunilor sunt gri, globulețelor și ce am mai cumpărat, pentru că vrem să-l facem pe tot deschis la culoare. Vin 8 în cutie. Și pe acestea am plătit 2,50 lire. Și tot din B&M am mai cumpărat o instalație așa. Este o instalație albă, dar albul este cald. Sincer să fiu, cred că se potrivește mai bine pentru sărbătorile de iarnă și pentru bradul de Crăciun, acest alb cald. Pe aceasta am plătit 15 lire. Și eu pot folosi
atât în casă cât și afară. Deci poți să o pui și în casă în brad și dacă vrei o poți folosi și afară pentru decorarea casei sau pentru ce vrei tu. Cam atât din B&M. Am fost și la Pound și am cumpărat aceste steluțe. Vin 4 steluțe. Foarte drăguțe. Așa. Aceste două inimi. Tot pe argintiu. Și 4 fluturași așa. Acestea sunt pe clipsuri. Vin așa, dacă puteți să vedeți și puteți să îi prindeți de ce vreți voi. Am trecut și până în Quality Save. Inițial acolo mersasem să cumpărăm decorațiuni de Crăciun, pentru că data trecută când am fost, văzusem mult mai mult de acolo. E, de data aceasta nu am găsit, am găsit două chestii. Și anume un C de la Catalea. Așa vine. Ăsta a fost singurul care mi-a plăcut de acolo, are și o fondiță. Acesta a fost 49 de pi. Am cumpărat și două lumânări așa frumos decorate. Aceasta este cu Jasmine and Clementine. Miroase bine, dar nu știu dacă o să o aprind. Cred că o să țin mai mult de decor, pentru că are un decor foarte frumos. Stați așa să vi-l arăt și vouă. Am cumpărat două așa. Aceasta cred că a fost 2,50 lire una, dacă nu mă înșel. Tot din Pound, că am uitat. Am mai cumpărat aceste. Sunt 16 decorațiuni. Cam acestea au fost decorațiunile pe care le-am cumpărat. Nu sunt multe. Eu o să mă mai duc să mai cumpăr, pentru că n-aș mai vrea să le mai folosesc pe cele din anii trecuți. Bineînțeles, mai am și acolo ceva, câteva decorațiuni frumoase, dar vreau să fac bradul decât într-o singură culoare anul acesta. Știți că vă spusesem eu că am dat comandă de pe site-ul Studio de lingerii crăciunești? E, în acea zi în care am filmat, seara, mi-au trimis mail înapoi că lingeria pe care am comandat-o pentru patul nostru este out of stock și că o să vină doar lingeria fetei. Am fost puțin dezamăgită, dar am zis, las că găsesc eu. Și mi-a recomandat o mămică aici, sau nu mai știu, mi-a recomandat cineva, mi-a scris la acel video că sunt lingerii crăciunești frumoase și în Asda, așa că am fost în Asda. Și bine că am fost și am cumpărat această lingerie. Este cu căței. Este dublă și are și două fețe. O față este cu căței aceștia și cealaltă față este așa cu roșu. Pe ea am plătit 12 sau 13 lire, este pentru pat dublu. Sincer să fiu, mai erau pe acolo niște lingerii, mai era ceva cu Mickey Mouse, cu Minnie Mouse, dar nu m-au atras așa de tare. Mai era și una cu un Nutcracker, dar cel mai mult aceasta mi-a plăcut. Mă pun să strâng lucrurile de aici de pe jos, să vă arăt și bradul, dar bradul am o bucătărie, n-am cum să-l aduc și apoi mă pun să fac ceva, să mâncăm. Am cumpărat, am fost și în Aldi
și am făcut de acolo, am cumpărat 2-3 chestii. Am cumpărat niște carne de porc deja afeliată cu os și cred că o să fac carnea aceea la cuptor, o să o bag la tavă și o să o bag la cuptor cu niște condimente. Soțul zicea să fac cu niște cartofi prăjiți lângă, iar eu aș vrea piure, așa că o să mă decid ce fac, ori piure, ori cartofi prăjiți. Dacă auziți ceva pe fundal, este cuptorul, i-am dat drumul să se încălzească pentru cină, să fac carnea. Așa arată bradul. Este foarte înalt, l-am cumpărat de la Tesco și este foarte înalt, are 1,98 m și am plătit 45 de lire pe el, iar săptămâna trecută era 65-60, dacă nu spun prostii. Iar pentru cina din această seară vom face niște carne de porc la cuptor cu usturoi. Eu o să le condimentez cu sare, piper delicat și praf de usturoi. O să pun puțin vin, puțină apă și le las la cuptor cel puțin 2 ore. Iar lângă o să le servim cu piure. Așa arată și cina din această seară. Am înlocuit salata cu castraveți murați. Mami? Tati? Haide, mami! Am pus-o pe Catalea la somn, iar noi profităm de această ocazie vizionând filmul pe Netflix Iubiți de sărbători. Noi ne-am propus ca până pe 25 decembrie să vizionăm în fiecare seară cât un film de Crăciun. Cam atât pe această seară, noi ne revedem mâine cu un nou episod de Vlogmas. V-am pupat! Pa, pa!